Pentru că un bloc de acolo a fost evacuat după ce un bărbat de origine tunisiană a dat foc apartamentului în care locuia și apoi a fugit, nu oriunde, ci la spital, acolo unde a fost tratat din cauza intoxicației cu fum. Corespondentul Daciana Cordoș în acest moment în legătură telefonică directă cu mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Daciana, te ascult. Bună ziua, focul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc situat într-un complex rezidențial. În momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, incendiul cuprinsese bucătăria și livingul, iar fumul dens a umplut întreaga scară de bloc. În locuința cuprinsă de flăcări nu era nimeni, dar 15 locatari aflați la etajele superioare au fost evacuați. Pompierii arădeni au reușit să stingă incendiul în aproximativ 20 de minute, fără ca acesta să se extindă și la alte apartamente. Din păcate însă, locuința în care a izbucnit focul a fost distrusă complet. Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de o mână criminală. La aproximativ o oră de la izbucnirea focului, la UPU Arad, s-a prezentat un cetățean tunisian, era în șosete și lenjerie intimă. El i-a spus medicilor că a dat foc centralei termice intenționat, iar când focul s-a extins, a fugit. Tânărul era chiriaș în apartament și a ajuns la spital intoxicat cu fum. Polițiștii urmează să stabilească ce anume l-a determinat pe tânăr să incendieze apartamentul. De aceea ne-am mulțumit foarte mult.